Salut din nou YouTube! Astăzi voi schimba filtrele instalației de GPL, respectiv filtru pentru stare lichidă în acest reductor, dacă nu mă înșel. Trebuie să fie acest filtru mic. Instalația mea GPL este Lovato. Acolo vine filtrul. Trebuie să desfacă cele 4 șuruburi. Și după aia, filtru pentru starea gazoasă, care este în acest... în această cutie de plastic. Și filtrul este acesta, este mai mare. O să mă apuc să desfac mai întâi acolo, la reductor, iar apoi aici, iar după aceea voi folosi diagnoza pe care am cumpărat-o și voi reseta intervalul de service și o să fac din nou o autocalibrare. Prima dată am scos furtunul de aici, care duce la clapeta fluturii în corpul acela, și acum, și după aceea am scos acest furtun care duce în filtrul de stare gazoasă, iar acum folosind o cheie micuță și un șurub de la stea, am desfăcut toate 4 șuruburile din de pe acest capac și acum o să le fac frumos la mână și o să scot. Da. Deci are un pic de presiune acolo. Băi, m-a cam speriat. Deci bine să nu umblați cu țigara aprinsă prin jurul lui. Acest reductor este sub presiune. Mare, mare atenție. Fău, ce miroase gaze. E foc greacu aici. Am reușit și am scos filtrul, dar din păcate acesta cumpărat de mine este mai mic. O să încerc să-l pun pe asta să văd dacă se potrivește. Dacă nu, asta e. O să dau comandă de alt filtru. Aici este o garnitură. Mare atenție să cum o puneți înapoi, să nu o ciupiți, pentru că la ultimul, nu, primul schimb de filtre care l-am făcut la un service autorizat, pentru că instalația era în garanție, mi-au ciupit această garnitură și mirosea gaz pe lângă mașină tot timpul. Ok, hai să văd dacă pot să pun acest filtru mai mic în locul acestuia. Ca să pot să-l fac la aceeași înălțime, o să-i pun câteva șaibe. Chiar oricum e fier acolo. Pun câteva șaibe și acest capac să stea ca filtrul să apase în acest capac. Să apese în acest capac. Asta e, de asta pun șaibele. Și la următorul schimb o să am în vedere că filtrul este mai mare. Acum am văzut și mărimea. Scrie size L. Size L. Cred că este size S. Ok, văd eu cum fac. Am uns un pic garnitura cu W40, am curățat acolo puțin, pentru că nu intra în cantul reductorului și puteam avea riscul să o tai când strâng șuruburile. Așa am uns-o cu puțin W40, WD40, am curățat un pic capacul acela și garnitura, acum a intrat ușor pe cant, am strâng șuruburile zigzag, așa, așa, pac, am strâns, după aceea nu foarte tare. O să conectez furtunul astea înapoi și o să trec la filtrul de stare gazoasă care se află aici. Acum urmează să schimb filtrul pentru starea gazoasă care se află aici dedesubt. Prin deșurubare se desface aici. O să-l scot de aici mai întâi și apoi o să vă arăt. Așa arată și se deșurubează partea asta de jos. Deci nu trebuie desfăcut pe aici pe sus, cum încercam eu să fac. Da, nu mai țineam minte cum a făcut, deci se deșurubează de aici. Cu ajutorul unui imbus am reușit să desfac filtrul. Aici vine băgat imbusul. Am încercat-o la mână, dar n-am reușit. Acesta este filtrul din filtrul vechi. Și acesta este filtrul nou. Ia să vedem dacă se potrivesc. Da, sunt aceeași înălțime. Are desigur o garnitură. Și acum voi băga filtrul aici. Pun garnitura și pun totul înapoi. Iar apoi verific cu spumă dacă există vreo pierdere. A pornit destul de greu pe gaz. Nu știu, poate nu mai avea gaz aici în reductor. De asta, după multe încercări, a pornit. Și acum o să iau un bidon cu apă și să pun să văd dacă are pierdere de gaz.
Totul pare în regulă, nu văd bule de săpun, nu scapă nimic, nu miroase a gaz, nici la celălalt filtru, pare ok. Acum o să-i fac din nou o autocalibraie și o să văd datele de la diagnoză, dar atât deocamdată pentru această treabă cu schimbarea filtrelor pe GPL. Dacă vă place ceea ce fac eu, vă rog să vă abonați la canalul meu, mă ajută foarte mult și vă doresc o zi bună.